Acest video este sponsorizat de site-ul mmorq.com. Pe acest site veți găsi software, precum și antivirus, la prețuri foarte bune. De exemplu, dacă mergem să cumpărăm Windows 10 profesional, care este doar $15 și dăm click pe Buy Now, apoi Place Order, puteți folosi cuponul de reducere TUT35 pentru 35% reducere, care o va salva practic 35% din banii pe care ați plătit în mod normal. Aveți cam toate metodele de plată, trebuie doar să vă introduceți un email, confirmem Place Order pentru a vă primi cheia. Ulterior, pe site veți avea un buton Extract Key, unde vă veți putea primi cheia pe care ați cumpărat-o de Windows 10 sau de orice alt software. Toate linkurile de care veți avea nevoie vor fi în descriere, precum și cuponul de reducere TUT35. Hai să trecem la video! Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canal Tutoriale Gratuite. Astăzi facem un nou video cu un subiect mai interesant și anume este un nou update de la YouTube. Nu știu cât de nou este, eu zilele acestea l-am primit, însă acest nou update de la YouTube îți dă posibilitatea să vezi cine ți-a furat videourile de pe YouTube. Cel mai probabil este un algoritm care analizează automat niște videoclipuri de pe YouTube și poate să-și dea seama automat cât la sută dintr-un anumit video este copiat din videoul tău. Eu zic că este un feature foarte interesant. Nu știu exact foarte multe lucruri despre acest feature, însă în acest video îl vom explora împreună, vom vedea cine mi-a furat mie mai multe videouri și ne vom documenta puțin legătură cu acest feature, pentru că din punctul meu de vedere este foarte interesant. Deci, hai să trecem pe YouTube Studio să vedem despre ce este vorba. Bun, suntem aici în YouTube Studio și avem aici un buton care se numește drepturi de autor. Drepturile de autor ale canalului. Bineînțeles că acest buton era și înainte, însă partea aceasta cu potriviri nu am văzut-o până acum, este pentru prima oară când o văd în ultimele zile. Am primit și notificare cu ea, deci bănuiesc că este nouă, dar vom căuta imediat detalii despre acest lucru. E bine, în această secțiune poți să vezi cine ți-a furat anumite videouri, da? În primul rând, haideți să ne documentăm puțin în legătură cu acest Copyright Match Tool și ne spune aici Copyright Match Tool este disponibil doar pentru canalele din programul de parteneriat YouTube. Deci, practic, dacă ești din programul de parteneriat YouTube, îți poți pune reclame pe clipuri, ai canalul într-o stare ok, poți avea acces la această funcție. Deci nu contează numărul de abonați, nu contează numărul de ore vizionate pe canalul tău, contează să fii în programul de parteneriat YouTube. Asta este tot ce contează, din ce înțeleg eu aici. Copyright Match Tool găsește reîncărcările integrale ale videoclipurilor tale originale pe alte canale YouTube. După identificarea unei potriviri, o poți asculta în YouTube Studio și poți alege ce măsuri vei lua. Este important să fii primul utilizator care a încărcat conținutul pe YouTube cu vizibilitate publică, privată sau nelistată. Scanăm toate videoclipurile încărcate după al tău pentru a vedea dacă există potriviri. Deci foarte interesant. Folosi momentul încărcării videoclipului pentru a decide cine ar trebui să vadă potrivirile. Revină regulat pentru a monitoriza potrivirile noi pe care le găsim. Este important să folosești responsabil Copyright Match Tool. Folosirea abusivă, inclusiv abuzul intenționat, tentativă de analizare, poate duce la pierderea accesului la funcție sau la rezilierea parteneriatului cu YouTube. Deci această funcție este o funcție de care nu trebuie să abuzezi. Dacă abuzezi, vedeți și voi aici, poți să pierzi accesul la această funcție sau, mai rău, poți să pierzi accesul la parteneriatul YouTube, adică nu îți vei mai putea monetiza canalul, reclame nu vor mai apărea pe videourile tale, respectiv nu vei mai face bani din canalul tău de YouTube. Foarte interesant. Ne prezintă aici ce funcție are acest Copyright Match Tool. Arhivează, trimite un mesaj canalului, solicită eliminarea și așa mai departe. Foarte, foarte interesant. Haideți să ne uităm noi acum în YouTube Studio. Deci văd eu aici că am 9 videoclipuri care au fost copiate, da? Ne arată videoclipurile, titlul videoclipului cu potriviri, total vizualizări, dată, canal, procentajul potrivirii și cadre. Deci foarte interesant, ne arată și procentajul potrivirii. De exemplu, de 100% din videoclipul lor, adică acest canal de YouTube mi-a copiat complet videoul. Hai să vedem despre ce video este vorba. Și da, este vorba despre videoul meu în care m-am prezentat Brave-ul, dacă cum faci bani cu telefonul sau PC-ul. Practic el se folosește de videoul meu pentru a primi și donații. Văd aici, mi-a copiat inclusiv descrierea. Deci este foarte, foarte urât ce face acest băiat. E bine că eu am acum posibilitatea să le șterg videoclipurile cu folosind copyright-ul, însă nu voi face asta. Eu voi încerca să contactez fiecare YouTuber în parte și de cei care voi reuși să dau, îi voi ruga să scoată videoclipurile, pentru că nu se face așa ceva. Practic doar au descărcat clipul și l-au repostat. Bun, avem aici Ștefan Țieglaru. Ia să vedem cum optimizezi puterea procesorului. Deci este tot un clip copiat de la mine. Fiți atenți. Deci este un clip copiat de la mine, inclusiv logo-ul meu și așa mai departe, în ianuarie 2018. Nu cred că o să mai dau eu de Ștefan de 2 ani deja, aproape 3 ani are acest canal, deci nu cred că o să mai dau eu de el. Ia să vedem cine mai e pe aici. Mai avem cum poți face o aplicație sau un joc Android. Iarăși un clip copiat de la mine. Este clipul în care am prezentat AppsGeyser, da, site-ul. Și ia uitați,
Omul a pus și referal de la ebonus.gg, un site cu care am fost partener în trecut, nu știu dacă o fi linkul lui sau linkul meu, abar nu am, deci foarte urât ce fac acești băieți. Și fiți atenți aici, cineva din Spania, aparent 20% din videoclipul nostru l-a copiat. Cine a copiat aici? Da, nu a copiat. Aici este, uite, o greșeală a acestei unelte, practic. Unelta a detectat cumva intro-ul că este copiat, însă nu este copiat, este un intro template pe care îl poate folosi oricine, deci nu ar trebui să fie o problemă, fiecare este liber să îl folosească până la urmă. Deci aici, deci în acest caz este o greșeală din partea acestei unelte. Bun, ce mai avem? Câți bani faci din YouTube la 1000 de vizualizări? Sfaturi despre Windows, turul setup-ului meu. Ok, deci oamenii mi-au furat până și turul setup-ului meu, foarte tare. Hai să vedem, ne uităm la toate acum să vedem despre ce este vorba. Câți bani faci din YouTube la 1000 de vizualizări? Răspundem și calculăm ca să vedem exact. Incredibil, deci oamenii ăștia chiar au copiat clipurile complet. Avem sfaturi despre Windows. Acesta este un clip de-al meu, făcut acum ceva timp. Uitați-vă, copiat complet, tot de la zero copiat. Da, chiar nu se face așa ceva. Și fiți atenți la acest băiat, pe acesta l-am văzut și am și intrat. Și fiți atenți ce comentariu am lăsat. Deci, omul a postat pe canalul lui, practic, turul setup-ului meu. Este un setup de-al meu mai vechi, din acum câțiva ani. Și este postat chiar în aprilie 17. Și am lăsat și comentariu. Ce setup tare, bravo! Păi, logic, adică, cum să faci așa ceva? Înțeleg, copiezi un clip, un tutorial sau ceva, dar să copiezi turul setup-ului, să-l pui pe canalul tău, nu are niciun sens. Avem aici un joc cu iar din anioare 2018, copiat cu un joc gratis pe Steam, și Robert ăsta iar ne-a mai copiat încă un clip, joc gratis pe Steam, dar nu înțeleg de ce ar face chestia asta, adică cel mai probabil astea sunt singurele două clipuri pe care le-a copiat de pe canalul meu, poate singurele lui videouri de pe canal, nu înțeleg de ce ar fi făcut asta, de ce ar fi copiat clipurile, habar nu am. Asta e prima pagină, practic, a acestei unelte. Avem aici solicitări de eliminare. E bine, am avut în trecut cineva care mi-a copiat un live în care exploram deep web-ul și am reușit să-i scot clipul, pentru că practic copiase întreg live-ul și îl repostase pe canalul său și, bineînțeles, solicitarea, videoclipul a fost eliminat, este vorba de acest live stream, nu o să intru pe el acum. Avem aici și mesaje, adică aici vei găsi videoclipurile cu potriviri despre care le-ai trimis e-mail celorlalți creatori, da? Și avem o arhivă, deci aici nu avem nicio arhivă momentan. Și hai să vedem cum putem noi să trimitem un mesaj. Solicită eliminarea, contactează creatorul canalului. Uite, nu o să contactez eu creatorul acestui, sau hai să-l contactez de aici și să vă arăt și eu cum se face, da? Ai posibilitatea să arhivezi, să soliciți eliminarea, adică direct la YouTube să le soliciți eliminarea, și ai contactează creatorul canalului, uite. Și putem să-i dăm adresa de e-mail. Creatorul acestui canal de YouTube a observat conținut propriu într-un videoclip încărcat de tine, nu știu ce canal lor. Dacă folosești conținut așa, acesta poate solicita că YouTube să-ți elimine videoclipul. Eliminarea poate duce la aplicarea unui avertisment privind drepturile de autor împotriva canalului tău. Creatorul canalului și-a pus la dispoziție adresa de e-mail în cazul în care dorești să-l contactezi. Deci, practic, el o să primească acest e-mail pe e-mailul său, da? O să fac aceeași chestie cu toți. Uite, îi selectez pe toți. Nu știu dacă putem să-i conectăm pe toți. Ia să vedem. Și dăm contactează disponibil. Ah, ok, când este selectat doar un singur video. Bun. Uite, ai contactează. Iar trimite, uite, le trimite la tot, așa, bam, bam, elegant, se arhivează toate și în momentul în care apar clipuri noi, eu pot să le văd aici, ceea ce este destul de interesant. Este o funcție interesantă de la YouTube, dar ați văzut și voi că mai are anumite probleme, se mai întâmplă să mai dea și gafe, cum a fost cu acel intro template, e clar că nu e copiat sau ceva, deci trebuie avut grijă, nu trebuie abuzat de această funcție. Și da, în mare parte eu zic că este un update foarte tare de la YouTube, eu zic că este o funcție interesantă, v-am zis, nu știu cât de nouă este, însă eu recent am primit notificare în legătură cu această funcție și recent am început să o folosesc, deci de asta vă prezint și eu acum. Dacă vi se pare interesant acest video, nu uitați de like, subscribe, un follow pe Instagram dacă doriți, bineînțeles, și cam ăsta a fost videoul. Dacă vreți să mai fac astfel de videouri în care vorbim despre diverse update-uri YouTube sau update-uri pe diverse site-uri interesante, puteți să-mi spuneți în rubrica de comentarii și eu voi mai face. De asemenea, nu uitați să-mi spuneți cum vi se pare noua calitate a webcam-ului pe care îl folosesc. Am cumpărat un Sony A6000, am zis să upgradăm puțin calitatea. Vreau să spuneți în comentarii cum vi se pare calitatea de la noul webcam în ghilimele. Eu am fost Emi, vă sus pe canalul oficial tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!